Ne întoarcem la teatru și la întoarcerea ta de la Iași către București. Cum a fost? Am avut încotro, că eu n-aș fi plecat. N-ai fi plecat din Iași? N-aș fi plecat, că m-am simțit acolo extraordinar. Dar, na, fiind însărcinată și după aceea născându-l pe Tudor, n-am avut ce să fac. Adică nu mai aveam cum să fac. Eu era o navetă grea. Uh-huh. N-aveam cum să fac. Și, mă rog, a fost și anul 90. Cu Revoluția. Cu Revoluția, cu... când mi s-a permis și nouă, fără buletine de București, să dăm concurs. Să dați concurs. Și ai dat concurs. Am dat concurs, m-am dus la toate teatrele și am dat concurs. Și până la urmă am luat la Odeon și am rămas acolo la Odeon. Ești acasă acolo azi? O, da. Mult acasă, da, înseamnă aici pentru sunt... tine? Da, 27 de ani. Da, ai jucat foarte mult acolo, toată perioada asta. N-am jucat așa de mult cum mi-aș fi dorit. Nu, nu, n-am jucat așa. În București e mai complicat, știi? Vis-a-vis de distribuțiile care se fac, vis-a-vis de... Nu, dar, na, e mai la Iași, în provincie, în general, când prind un tânăr, îi dau să joace tot. Aici, la București, nu e chiar așa. Dar ai fost primită frumos, bine, în teatru. Primită frumos, sigur că da, și m-am adaptat repede. Sunt șobolan după zodiacul chinezesc. Dacă mă bagi în frigider, mă descurc, nu e nicio problemă. Dar mi-aș fi dorit să joc mai mult. Mă rog, acum mulțumesc lui Dumnezeu, s-au deschis teatre particulare. Și joc, ai multe proiecte particulare. Da. Deci acum joci cât ți-ai fi dorit să joci toată viața, poate. Nu mă plâng. Mulțumesc Dar ai Dumnezeu. Fost vreodată distribuită pentru că a trebuit să joci într-un spectacol și nu ți-ai fi dorit? S-a întâmplat și lucrul acesta? Că se mai întâmplă prin... în viața de actor, să fii distribuit într-o piesă? Nu știu, dar nu cred. Nu. Ai jucat doar, adică ți-a plăcut absolut? Da, dar nici nu sunt foarte mofturoasă. Adică mi-aș fi dorit să joc în cariera asta, că toată lumea te întreabă ce ți-ai fi dorit să joci, mi-aș fi dorit o singură chestie, dar gata, a trecut timpul, trenul s-a dus, mi-aș fi dorit să joc Ana Karenina. Nu s-a întâmplat, n-a fost să fie, nicio problemă, asta e, poate în altă viață, dar nu mi-am dorit așa ceva ieșit din comun. N-am primit cu bucurie ce mi s-a dat. Na, și am încercat să fac cât am putut eu. Și din 2005 ți s-a schimbat viața, pentru că ai avut niște întâlniri minunate într-un plan 2005? Da. Am... căutat eu și am găsit anul 2005 ca fiind acela în care ați început aventura unor povești atât de frumoase care au durat atât de mulți ani și care ți-au schimbat viața. În ce Total. Fel? Total. Vezi, în ce fel? În toate felurile. În sensul că profesia asta o faci că de-aia ți-o alegi, o faci din pasiune. Nu, cel puțin pe vremea mea nu se ducea nimeni la teatru pentru bani, că nu se punea problema așa. Și acum nu faci teatru pentru bani, nu? Dar sigur că sunt alte oportunități, mai ai și alte alegeri de făcut. Eu mi-am dorit, pentru că înainte fusese un serial pe care eu l-am urmărit episod de episod și eram așa de ofticată, îți mărturisesc, că nu ești că nu sunt acolo. Și eu. Mă zic, dar pe mine de ce nu m-a chemat? Mă, frate, uite, puteam să joc și eu aia, puteam să joc și eu aia. Și într-o bună zi s-a produs miracolul. Am primit un telefon de la Ruxandra Ion, pe care eu o știam pentru că lucrase împreună la Teatru Mic. La Fluturi. Extraordinar ce... Și ea era asistent de regie. Și ne cunoșteam, na, drumurile s-au despărțit, eu am plecat la Iași, ea s-a mutat de la Teatru Mic la Televiziunea Română, a făcut Abracadabra, m-am mai întâlnit cu ea când era cu Magicianul prin Cismigiu, să-l dau și eu pe ăsta micu la Magician. În lumea aia cu marea aia de copii l-am dat peste rând, așa mi l-a preluat lui Ruxandra, l-a băgat în nu știu ce labirint, nu știu ce era acolo și mi l-a scos pe partea lotărilea. Deci asta a mai fost o întâlnire și am primit un telefon, eram la teatru, aveam spectacol, să vin la o probă. Bă, și în ziua aia nu puteam, că trebuia să plec la Iași, culmea.
da. Și am zis, mă, dar nu pot în ziua aia, dar n-are nimic, nu poți în ziua aia, poți în ziua cu tare, da. Hai de vino, te rog. Și m-am revăzut cu Ruxandra după mulți ani de zile. A fost o revedere chiar emoționantă. Adică ne-au dat lacrimile amândurora. Ea a venit a venit la machiajul de eram eu, după aia mi-a spus să vadă dacă nu cumva m-am transformat, dacă nu m-am bajoldit, dacă nu m-am lăsat, dacă nu m-am... Era așa puțin și a văzut că nu. Eu am revăzut-o după atât, mă rog, ne-am luat în brațe, ne-au dat lacrimile, așa? Mi-a dat textul, am făcut ce am făcut eu acolo, mi-am dat aminte, aveam probă cu Lucian Viziru și trebuia să fiu emoționată, să-mi dea lacrimile și am făcut afară și afară era destul de rece. Era soare, dar era rece. Îmi dat proba afară. Bă, și nu știu cum la un moment dat mi-a intrat vântul în ochi și mi-a dat lacrima fix unde trebuia, înțelegi? Bă, la fix și am zis, ah, mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc. În fine, am luat-o și a urmat cea mai frumoasă perioadă din, din viața mea, nu numai din profesia mea. În profesie nu mai spun, dar din viața mea. Am primit cadou așa tot. Știi? Te consider o norocoasă. Da. Crezi în Dumnezeu? Sigur, cum să nu. Dar voi rămâne, deși Ruxandra zice gata, s-a încheiat perioada aia, să privim înainte, eu voi rămâne toată viața mea cu nostalgia acelor timpuri. Cred. Asta e. Pentru că au fost uit. Niște întâlniri absolut minunate, pentru că au fost niște actori adunați, poate cei mai mari. A coborât îngerul atunci, știi? 10 ani, îngerul ăla a stat acolo cu noi. A fost extraordinar. Chiar acolo eram o familie și să știi că foarte greu mi-a fost când s-a terminat. Când s-a terminat a fost o ruptură îngrozitoare. Atâta cât am plâns la ultima întâlnire, ne-am adunat toți în casa celebră, casa Varlam, de la Lacrimi de Iubire, ne-am adunat vină. Toți acolo. Și eu am plâns într-una, în continuu. Cred că toată lumea era... Aveam a doua zi ochi de broască. Și după aceea foarte greu a fost faptul că nu mai făceam drumul către Buftea. Pentru că eu 10 ani am făcut zi de zi drumul către Buftea, cu mici vacanțe. Bun, a fost o zi, două, trei, ca o vacanță. Bă, dar când a realizat că nu o să mai fac drumul către Buftea niciodată... Atunci a intervenit. Dar nu pot să spun ce greu a fost. Greu, greu de tot. Și acum cred că mi-ar fi foarte greu să o mai duc acolo. Trecem prin tot felul de perioade, etape, depășim, uităm, iertăm, că suntem oameni și mergem până la urmă înainte. N-avem cum. Dar azi ești un om fericit. Un om fericit. Sunt momente de fericire, normal. Că nu poți să fii fericit tot timpul, că nu... Nu, dar vreau să spun. Dăunează sănătății. Sunt momente mai bune, sunt momente mai puțin bune. Am revăzut, căutând materiale și interviuri și cu tine și despre tine, am revăzut o secvență în care n-am putut să mă abțin și am râs mult după ce am văzut-o prin casă, râdeam... Păream, îți dai seama, sărită de pe fix prin clasă, da. Văzând imagini în memorie, când tu erai cu oala în cap și celebra primei, oala în cap. Da, cu polonicul. Da, dar aia nu a ieșit așa cum a fost de fapt, știi ce zic? Pentru că noi atâta am râs, am râs că după aia când am făcut-o n-am mai avut același farmec. Prima dată a fost grav, eu nu mi-am dat seama ce o să se pentru întâmple. Pentru că fiind înăuntru acolo și primind un polonic nu, în oală... Un polonic? Că l-a dat cu polonicul de nu se mai oprea. Avea o rezonanță, mi-închipui că... Deci eu nu am realizat ce o să se întâmple, știi? Și a zis, pun oala în cap și îmi dă cu polonicul în oală. Bă, băiete, deci nu știi cum e înăuntru, când e capul înăuntru, înăuntru oale, înțeleg? Să-ți dea, dai cu polonicul ăla. Deci jur a fost ca la desene animate.
I-ai văzut pe aia care când primesc câte o chestie în cap, da, sunt așa. Pai de capul meu. Iar băieții de la cameră râdeau. Deci nu. Zi, s-a întâmplat, cred că, de foarte multe ori să mă bușească râsul în timpul filmării și să nu mai puteți să continuați. Pentru că erau atât de amuzante scenele, scritura, atât de bine realizată, totul, echipa, totul a fost exact așa cum ai spus tu, parcă a coborât un înger și a adunat niște, așa acolo, da, niște oameni formidabili. De ce ți-e cel mai dor din... Mi-e dor de tot. De tot. De absolut tot. Și îmi pare rău că e o tendință așa în ultima vreme de a strica lucrurile bune. Nu știu de ce. Nu știu de ce a fost nevoie de ruperea asta. Nu înțeleg de ce a fost nevoie. Poate când o să înțeleg o să fie prea târziu. În orice caz, cineva a stricat un lucru extraordinar de frumos și de bun care se întâmpla și de succes. E un paradox până la urmă. A stricat aiurea, absolut aiurea. Că după aceea nu s-a mai întâmplat nimic. Da, tu ești un om care ești foarte conectat la realitate, pe internet, ești foarte vie, da, prezentă da, pe toate rețelele de socializare. Ești, pe toate, nu, pe una. Mă rog, pe una dintre și ești și foarte implicat așa în ceea ce înseamnă astăzi România. Cum e România astăzi văzută de tine? Ce înseamnă? Nu-mi place. Nu-ți place. Nici nu vreau să mă... M-am implicat foarte mult, m-am implicat, nu m-am dus să mă implic undeva organizat. M-am implicat eu singură de acasă, de la mine, din fața televizorului și m-am implicat cam mult și mi-a făcut foarte rău. Și m-am decis să încerc să nu mai fiu așa de conectată, că oricum sunt degeaba, nu-mi fac rău decât mie. Suferi. Sufăr. Te și... Da, urmăresc. Acum încerc să urmăresc așa, ca fenomen, pentru că e un fenomen bizar ăsta să dorești să strici tot ce este bun. Bizar și aș vrea să văd până unde merge. Eu nu mai am altă șansă decât să rămân aici și să văd dezastru până la final. Eu asta cred. Eu nu sunt plină de speranță. Adică și nici nu vreau să dau bine la televizor să spun că sunt. Rămâne să vezi, știi cum e. E ca la Zorba Grecu. Ai văzut, boss, un dezastru mai spectaculos ca ăsta? Și să dansăm, eventual, după aia, pe dezastru nostru. Nu știu. Zic.